A fost alertă azi noapte în portul Constanța după ce un bărbat a solicitat ajutor la 112, susținând că a căzut de pe o macaran, Dana 66. Imediat, autoritățile au început operațiunea de căutare-salvare. Pentru a oferi ajutor bărbatului, spre port au plecat pompieri, polițiști și mai mulți angajați care se aflau la lucru în Danele Kimpex și Oil Terminal. Căutările au avut loc atât pe uscat cât și pe mare, unde a intervenit o ambarcațiune a Arzvom. Misiunea de căutare a durat aproximativ două ore. În jurul orei 23, reprezentanții ISU Constanța au anunțat că nu a fost identificată nicio persoană căzută de pe Macara și nici nu a fost semnalată dispariția vreunei persoane.